Sala 30 de pe tot Roman Mazureț. 10:20. SRL Travertin Lux în proces. Tot la 10:20. Oleg Vrega, aici categorie părută, judecător Sergiu Ciobanu, tot sala 3. Nici omul nici nu până a venit la timp și eu am venit degeaba. Deja 20 de minute trecut și eu stau degeaba. Și pe nou electronic și pe nou de hârtie anunță două ședințe la aceeași oră, în aceeași sală. Și judecătorul meu nici nu a apărut, nici măcar grefierul. Acum cu bar judecătorul și asemănăm, dar nu au fost citați toate părțile. Da? Și asemănăm judecătorul. Este altă ședință la aceeași oră, în aceeași sală? Păi, judecători, într-o sală, atunci cum se devine, să întâmplă. Bun. 5 minute. S-o gândit să mă anunță măcar acum. La ora 10:47. Cum de nu lăsat să plec? Eu nu am citat pe toți participanții. Și eu vin de la București ca să mă judec, da? Eca, proces la 10:20, nici măcar nu se vede numele meu, Ciocana, în aceeași sală. Și dacă n-ai fost atent, nici nu-ți vezi numele și data. E aproape ora 11 și încă nu a început ședința. Și nici un telefon de contact la grefier, la judecător, ca să înțelegi ce se întâmplă. Stai și aștepți, ca tâmpitul, ca în romanele lui Kafka. E aproape ora 11. Eu de la 10:20 aștept. Și hai, îmi lăsa. Și nu strigă pe nimeni. Poate mai simt părți în dosar. Justiție de mântuială. Intru? Dar n-am fost nici măcar informat, puteam și să plec. Poate mai sunt părți și nu a strigat nimic băiatul ăsta. O sunat acel consultator și nu răspunzi. Poate e aici, eu închis telefonul, că e în sală, în instanță, ca să nu facă zgomot. Nu știu doar să faci până atunci poate ați citat și polițist. Da. Deci atunci nu sunt în tot așa, în 3 ianuarie 2009. Și o probă video tot atunci poți o propun, da? Proba video tot atunci poți o propun. Sau trebuie să vină oculări tot sau cum îți face. Deci după, noi nu am zis subiect. Deci după ce se deschide ședință, noi cum o să reintrești, le admite sau nu le admite. Da, da, fi culmea să nu mi le admită pentru că nu are la ce să le vadă. Vă spun cum e. În secolul 21. Vă spun cum e procedura. Bine. Și o să fac instanța, nu pot să vă spun. Vă hotărâim? Aia este chip. Nu sunteți instanța. Păi bine, dar dumneavoastră înțelegeți că trebuie să examinăm ca să... De acord, da, păi să nu stea la dosar, ne văzut. Este procedura care trebuie să respecte. Mai ales că și polițistului i-am scris că am probă video și el nu a solicitat-o. Am înțeles. Trebuie să decidem atunci. Asta o prezent atunci, că am înțeles. De acord. Și să aduc și martor. Da. Rămâne pe data viitoare, voi cum cer cu piciorul românesc. La revedere. Dacă cumva, nu, dar eu cred că dacă nu am neas la găsuțiți. Eu vin, vin, păi că am interes să rezolv și fără mine nu se examinează. Dar cu telefonul.